urmează o abordare deschisă, transparentă, pragmatică, bazată pe încredere reciprocă. Cred cu tărie că este absolut necesară evitarea gesturilor unilaterale sau controversate. Trebuie să existe de ambele părți hotărârea de a privi viitorul relațiilor noastre într-o perspectivă axată pe dezvoltare, cooperare, identificarea elementelor care ne unesc și a intereselor similare mai degrabă decât a celor care ne dezbină. Pe lângă dialogul privind drepturile minorității maghiare, parteneriatul strategic, economic între cele două țări, există și alte mize ale vizitei lui Klaus Iohannis în Ungaria. Primul obiectiv, intrarea României în spațiul Schengen. Ungaria va prelua președinția Consiliului Uniunii Europene în iunie 2024, după Spania în această iarnă și Belgia în prima jumătate a anului viitor. Președintele Ungariei și-a exprimat deja susținerea pentru România în vizita efectuată la București și a reiterat-o și astăzi la Budapesta. Dacă România nu va reuși să adere la Schengen în această toamnă din cauza alegerilor pe care Nehammer speră să le câștige în toamna lui 2024, vom avea nevoie de sprijinul Ungariei anul viitor. Foarte important, vizita lui Klaus Iohannis la Budapesta vine la o zi după venirea lui Volodymyr Zelensky la București. Ungaria este una dintre puținele țări din Uniunea Europeană care nu acordă sprijin militar Kievului și care a criticat sancțiunile impuse Moscovei. Klaus Iohannis a folosit această ocazie pentru a sprijini Ucraina și de a transmite că este necesar să facem front comun în fața agresiunii ruse. Și luăm acum, doamnelor și domnilor, o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți cu noi. În acest moment alarmele sună în tot nordul Israelului. Luăm o pauză, revenim la corespondenții noștri care sunt în acest moment în Israel și ne vor vorbi despre ceea ce se întâmplă acolo.